sala de ședință a Consiliului Local din Bulevardul Iutu, numărul 17, Onești. În principiu vom discuta despre noi măsuri de identificare a spațiilor de carantină în vederea închirierii conform legislației în vigoare, spații necesare pentru carantinarea persoanelor suspecte a fi infectate cu nou coronavirus și alte măsuri. Vreau să vă fac o scurtă informare. Ieri am participat la invitația domnului prefect la o ședință, Comitetul Județean pentru Situații de Urgențe, unde au fost invitați toți primarii tuturor comunităților UAT-urilor din județul Bacău, unde s-au transat niște măsuri suplimentare, se identifică spații de carantinare în toate localitățile preponderent municipii și orașe din județul Bacău pentru a putea prelua persoanele din județul Bacău ce revin în țară din diferite zone ale Europei și nu numai. Procedura este una stabilită exclusiv de către prefectură, fiind preluate de la granița de județ, de către echipaje de poliție și jandarmerie și însoțiți și cadre medicale și însoțiți până la locurile de carantinare. În urma, să zic, identificării a unor spații cu destinație de carantină în municipiul Onești de către prefectură împreună cu agenții economici din municipiul Onești care au dorit și doresc să fie alături de comunitate și de celulele de țară pentru o situație care în curând va evolua într-un fel, trebuie să luate măsuri și de către, în primul rând, de către comunitate pentru a gestiona cât mai eficient astfel de situații. Și anume, necat în sarcină anumite atribuții vis-a-vis de monitorizarea persoanelor care sunt în carantină și aici vom da o hotărâre prin care poliția locală, poliția municipală și Direcția Generală de Asistență Socială împreună în această formulă trebuie să verifice periodic persoanele aflate în carantină pe raza municipiului Onești și persoanele ce s-au autoizolat conform legislației în vigoare la domiciliu și în cazul în care se întâlnesc situații de maniera în care persoanele lipsesc de la locul unde s-au autoizolat sau au plecat din carantină înainte de termenul stabilit de 14 zile, trebuie anunțat de îndată prin intermediul poliției, DGAS Poliție Locală, Direcția de Sănătate Publică și dumnealor au competență în acest sens. Dar haideți să parcurgem, să spun, cronologic noile măsuri pe care le vom stabili și care trebuie implementate de astăzi, astfel încât să continuăm, după cum am spus și în ședința precedentă, să continuăm cu măsuri ce vor spori, să zic, gradul de siguranță a cetățenilor, tocmai pentru a evita situații pe care nu ni le dorim. Da, neapărat. Așadar, articolul 1. Se identifică ca fiind spații corespunzătoare de carantinare care îndeplinesc condițiile de a asigura un număr suficient de locuri în condițiile corespunzătoare municipiului județul Bacău, astfel. 1. Pensiunea First Class Onești, locuri de cazare 6. Pensiunea Migdal Onești, locuri de cazare 12. Pensiunea Pro Basarabia Onești, locuri de cazare 12. Vreau să fac de pe acum o mențiune. Persoanele care stau în carantină sau care sunt autoizolate acasă nu înseamnă că sunt persoane infectate. Și nu trebuie să creăm o stare de, eu știu, de isterie. Dar este foarte bine și chiar fac apel public la populație cu cei care știu că s-au întors din zone care sunt declarate ca fiind cod roșu, trebuie să se autoizoleze. Bineînțeles că în VAM au declarat la intrarea în țară, au declarat conform unui chestionar toate datele legate de unde vin, din ce zonă Europei vin, cât au stat acolo, dacă au interacționat cu persoane
care au fost infestate cu coronavirus, unde vor locui și date de contact. Articolul numărul 2. Spațiile de carantinare vor fi ocupate în baza contractelor de închiriere pentru spații și servicii necesare pentru carantină în vederea cazării persoanelor care intră pe teritoriul României din zonele afectate cu COVID-19, încheiate între Direcția de Sănătate Publică Bacău și unitățile de cazare prevăzute la articolul 1. Articolul numărul 3. Reprezentanții legali ai unităților de cazare din municipiul Onești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul numărul 4. Serviciul public de poliție locală și poliția municipiului Onești, împreună cu reprezentanții de la DGAS, vor controla accesul în incinta de cazare, vor informa agenții economici și vor urmări modalitatea de punere în aplicare a măsurilor prevăzute la articole 1 și 3 din prezenta hotărâre, aplicând sancțiuni în caz de neconformare. Articolul numărul 5. Monitorizarea respectării măsurilor de carantină pentru toate persoanele asimptomatice care se întorc din zonele cu transmitere comunitară extinsă și se află autoizolate la domiciliu în municipiul Onești, se va face de către Serviciul Public de Poliție Locală, Poliția Română și Direcția de Asistență Socială Onești, pe baza situației transmise de către Direcția de Sănătate Publică. Iar printr-o adresă noi am solicitat Direcției de Sănătate Publică Bacău să ne transmită lista completă cu persoanele ce se află în această situație în municipiul Onești. Articolul numărul 6. Serviciul voluntar pentru situații de urgență. Informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Maior Constantin Ene al județului Bacău, informează Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și Direcția Județeană de Sănătate Publică cu privire la măsurile luate. Semnează președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență, secretarul general al municipiului Onești și șef serviciu juridic și autoritate tutelară. Acestea sunt primele măsuri, adică continuare, primele măsuri ulterioare întâlnirii la nivel de județ. Urmează să dispunem și să trasăm o nouă măsură societății din subordinea Consiliului Local, mă refer aici la domeniul public și privat Onești S.A., și anume cu privire la igienizarea tuturor spațiilor de joacă din municipiul Onești, spațiilor publice unde se interacționează, să zic, într-un grup foarte extins. Aceleași măsuri au fost trasate în ședința anterioară către unitățile de învățământ, către transportatorii ce au activitate, transportatorii, mă refer la transport public de persoane ce au activitate pe raza municipiului Onești, și vom completa lista de măsuri în funcție de evoluția situației la nivelul municipiului Onești și la nivel județean și național. S-a pus el în discuție la ședința ce a avut loc la invitația, la invitația domnului prefect de a se declara la nivel de județ și la nivel național starea de urgență. Încă nu a fost îmbrățișată această soluție de către factorii de decizie de la nivel județean, mă refer la prefectură aici. Cred că ar fi o măsură bună, dar cea mai bună măsură de prevenție este aceea de a sta cât mai mult în autoizolare, să spun, de a nu interacționa public cu persoanele. Eu îmi doresc ca următoarele ședințe, nu știu dacă este posibil să le facem în altă manieră și nu prezența atât de mare într-o singură sală. Este practic nevoie, dragi colegi, de un efort pe susținut și un efort comun. Este clar că starea, evoluția acestei situații devine alarmantă. În țară deja vedeți că exponențial cresc numărul, incidența celor bolnavi și se dovedește că factorul principal sunt persoanele care vin din străinătate și mai ales cele care nu se autoizolează.
Așadar, încă o dată fac apel la toți cei care vin din țări cu incidență să se autoizoleze în casă, să dea dovadă de responsabilitate, pentru că altfel situația va scăpa de sub control sau va fi din ce în ce mai groaie. Alături de reprezentanții Spitalului Municipal, căutăm soluții în a face stocuri de medicamente suficiente pentru cazul în care un număr destul de mare, să zic consistent, ar fi de persoane infectate la Onești. Știți de pe acum și vă facem cunoscut faptul că dacă ar exista un singur caz în Onești, acesta obligatoriu este preluat de către Spitalul Județean sau Municipal? Spitalul Județean Bacău, deci nu se va trata la Onești nici măcar în această fază, nici măcar un pacient. La nivelul județului Bacău, conform declarațiilor domnului prefect de ieri, nu există niciun caz confirmat de persoană infestată. Mă refer la momentul de ieri, orele 14. Astăzi nu avem informații. Eu vă rog frumos să și dumneavoastră să faceți informări corecte privind măsurile obligatorii, cele ce trebuie să le luăm, acele măsuri de igienico-sanitare, să ne spălăm pe mâini, să nu dăm mâna, să nu stăm într-un grup foarte mare apropiat, să încercăm să evităm aglomerările urbane, să igienizăm toate suprafețele, mă refer la instituțiile publice în care locuitorii municipiului Onești iau contact cu diverse suprafețe, astfel încât să creștem gradul de siguranță. Și trebuie să încă o dată spun, fac apel la toți cei prezenți în sală, în viitor trebuie să facem un front comun, să ne unim forțele, pentru că va fi cu siguranță o situație în care trebuie să fim uniți. Am spus-o și o repet, mă adresez aici și colegilor mei din Consiliul Local și tuturor celor care s-au înscris sau se vor înscrie într-o campanie politică în privința alegerilor, fie locale, fie parlamentare, să fac și la tine și apel la responsabilitate, să nu exploatăm o situație care poate deveni critică în scop politic. Eu, începând de astăzi, declar public că nu voi mai face politică până nu se încheie această situație. Și nu voi răspunde la, eu știu, la tot felul de provocări politice, pentru că este cazul să lăsăm politica deoparte și să ne ocupăm de sănătatea oneștenilor. Așadar, fac apel și la colegii mei. Ei știu că fiind persoane responsabile și pot înțelege că trebuie să lăsăm totul deoparte și să ne ocupăm de sănătatea noastră și a tuturor din jurul nostru, eu cu mult mai mult, pentru că sunt conducătorul acestui municipiu, fac acest apel. Așadar, eu voi supune votului dumneavoastră cele două hotărâri expuse astăzi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Va urma să analizez și să analizăm ulterior împreună posibilitatea restricționării programului de funcționare la anumite unități economice din municipiul Onești, și mă refer aici nu de alimentație publică, ci cu un alt specific, dar sunt discuții pe care le voi analiza și voi vedea și, bineînțeles, că vom urmări și ceea ce se întâmplă la nivel de județ și național, dar încă o dată spun, cred că cel mai bine pentru noi toți este să se declare starea de urgență la nivel județean și național, pentru că vor fi măsuri foarte stricte ce trebuie să fie urmate de către toată populația județului și a țării, și atunci cu siguranță incidența va fi una mult mai redusă. Vedeți și dumneavoastră, Italia, după ce a ajuns într-o situație critică, a închis granițele și un exemplu urmat și de alte state. Nu știu de ce nu se întâmplă asta și în România, dar în fine. Bănuiesc că sunt destui cei care analizează aceste situații și scenarii. Vă mulțumesc, vă urez o zi bună, multă sănătate. Rugămintea mea este ca fiecare din cei prezenți în această sală să vă monitorizați foarte atent starea de sănătate și în cazul în care sunt semne, cele mai mici semne care
le cunoașteți vis-a-vis de modul cum se manifestă acest virus, să vă adresați cadrelor medicale specializate, pentru că nu este de glumit. Noi ne tot întâlnim și în grupuri mai restrânse și mai, eu știu, mai generoase și nu este bine să ne expunem unii pe ceilalți. Și credeți-mă că sunt foarte responsabili și știu ce vorbesc. Dacă până acum erau, să zic, exista o suspiciune asupra unor persoane care vin din Italia, fie că din zone cu risc sau zone cu, fără incidență, uitați-vă că acum sunt foarte multe, sunt peste 40-50 de persoane deja infestate în București și câți dintre noi merg zilnic sau câți oameni care sunt din Onești se întorc de la București zilnic și cred că trebuie să fim responsabili, trebuie să fim atenți la starea noastră de sănătate. Nu cred că niciunul prezent în această sală și-ar putea expune vreodată familia restrânsă sau colegii la un astfel de risc. Eu sunt foarte atent. Apropo, doamna doctor, mi-am cumpărat aparat de măsurat, să spun, temperatura din acesta performant și sper să nu devină o obsesie pentru toată lumea, dar toți care intră în birou le măsoară temperatura, parcă aș fi medic și eu acum. Bine, mai și glumim că nu trebuie să fim într-o stare în care să dispară spiritul de glumă. Dar, încă o dată spun și închei acum, trebuie să tratăm foarte, foarte serios și responsabil această situație, care este una neîntâlnită până acum în România și peste care cred că împreună putem trece cu bine. Vă mulțumesc, o zi bună, vă doresc și multă sănătate tuturor. Mai puțin, dacă vă rog, permite să spun două cuvinte pentru spitalul municipal. După cum știți, accesul în spital a fost restricționat de luni. Accesul aparținătorilor este interzis total. Cei care vor să trimită pachete sau anumite schimburi sau ce au de trimis pacienților internați, o pot face, acestea fiind predate la fișierul spitalului, de unde vor fi trimise pe secții la pacienți. Relații de la medicii de pe secții unde sunt internați pacienții se vor da de către medicii curanți în ambulatorul spitalului, se va stabili telefonic întâlnirea, fără să mai urce pe secții pentru a lua astfel de relații. Astăzi, după discuția pe care am avut-o ieri cu domnul primar, ISU va monta la intrarea în spital, chiar lângă urgență aici, un cord pentru triaj epidemiologic. Deci se va face un triaj, nimeni nu va mai intra în spital, chiar cei care prezintă semne de... Chiar și cei care nu prezintă, intră acolo, ia temperatura. Cei care prezintă nu vor mai intra în spital, asta e vorba. Cei care nu prezintă pot intra la urgențe. Se va completa un formular prin care se va lua niște informații privind locul de unde a mai circulat în ultimele 14 zile și pe această cale facem un apel către toți locuitorii Oneștiului să înțeleagă această situație deosebită și să respecte regulile care sunt stabilite, care sunt pentru binele nostru al tuturor. Mulțumesc! Da, dacă mai sunt intervenții, mă scuzați că eu nu am deschis lista intervențiilor, vă rog. Dacă nu aș avea eu câteva întrebări punctuale vis-a-vis de ce apare în mediul online, situația de aseară sau azi noapte când o persoană care era în situație de autoizolare a fost surprinsă și din casă, stare de ebrietate sau sub influența consumului, dacă știm ceva, a fost luată acea persoană, a fost dusă într-o unitate medicală. Domnul Mihalcea a expus această situație. Dacă știți ceva, mă refer aici la domnii de la poliție și de la spitalul municipal. Nu știu nimic. Numai verificările s-a stabilit că persoana era în a 16 zi de izolare. Am înțeles. Atunci cazul nu a, petrecea că a scăpat omul. Am înțeles, mai domnul.
Trebuie să și fac apel la factorii reprezentanții poliției a Spitalului Municipal, domnii de la jandarmerie, reprezentanți de GEASE. În perioada aceasta să facem comunicări și să răspundem foarte rapid și serios, într-o manieră foarte profesională și profesionistă, la tot ce înseamnă întrebări din partea populației, din partea mediei, pentru că nu trebuie să lăsăm niciun să fie un semn de întrebare sau să existe vreo îndoială asupra situației actuale la Unești. Și vă rog frumos să aveți toată deschiderea în acest sens, mă refer la reprezentanții legale acestor instituții. Dacă sunt întrebări, vă rog. Fac apel și la media. Vedeți, apar în mediul online tot felul de... La oamenii politici am făcut apel și sunt, sunt oameni responsabili care cred că pot înțelege că nu este cazul să mai facem campanie electorală acum. Dar fac apel și la media să promovăm și să ieșim în media cu articole care sunt foarte bine verificate. Nu să lansăm teze sau teorii care pot duce la o stare, la agravarea stării de anxietate, isterie sau cum vreți să o denumiți pe cea care este actuală sau urmează să fie. Pentru că altfel riscăm să transmitem niște mesaje care pot induce în comunitatea asta deosebită, cu ghilimele de rigoare. Cei care știu că au venit, să zicem din Onești, care știu că au venit din Italia, vecini, prieteni și așa, unde pot anunța? Obligatoriu, dar încă o dată spun, vor fi anchete la domiciliul fiecărei persoane care vine din zonă de incidență. Am spus mai devreme și am citit hotărârea Consiliului Local pentru situații de urgență că verificarea se va face în formulă de 3 reprezentanți de GAS, poliție locală, poliție municipală. Dacă sunt persoane, locuitori ai municipiului Onești sau nu numai, care au la cunoștință situații în care persoane care au venit de curând sau mai de demult din zone cu incidență, se pot adresa poliției municipiului Onești, poliției locale, direcții de asistență socială sau direcții de sănătate publică. Noi vom face verificări, avem această obligație și rog pe colegii prezenți în sală care au competențe în acest sens să verifice toate informațiile. Pentru că s-a dovedit și v-ați văzut în București că există situații, persoane irresponsabile care știau că vin din anumite zone și n-au declarat sau au mințit sau au spus că au mers singuri. Dacă vom avea astfel de situații, clar că ele vor genera probleme. Dar eu fac apel la responsabilitate, pentru că o persoană sănătoasă la cap nu poate să-și expună familia și vecinii și un oraș întreg la astfel de situații. Dar vor fi cazuri care nu se declară sau mint sau bănuiesc. Cu toate că procedura acum la intrare în țară este una foarte strictă și nu prea mai poți să minți că vii din Italia sau din Franța, Germania, dar tu spui că vii dintr-o țară, nu știu, unde nu există. Pentru că se poate demonstra și verifica traseul pe care ai plecat și ai venit din țară. La această oră se știe numărul persoanelor carantinate din Onești? Sau dacă sunt? Încă o dată spun, ieri, după ședința de la prefect, generată de domnul prefect, am solicitat în scris un răspuns din partea Direcției de Sănătate Publică Bacău să ne pună la dispoziție liste cu persoanele care se află în carantină la Onești, pe de o parte, și cu persoanele care sunt autoizolate la domiciliu, pe de altă parte, pentru a putea face verificări. Primăria nu are, pentru că nu are de unde să aibă o astfel de situație decât de la Direcția de Sănătate Publică. Poliția de frontieră colectează acele declarații pe propria răspundere, chestionare, la intrare în țară, prin care oamenii spun de unde vin,
Dacă sunt într-o situație în care au interacționat sau incidență cu persoane infestate, unde merg și unde vor sta la domiciliu autoizolate, acea situație pe poliția de frontieră o transmite Direcției Județene de Sănătate Publică. Nu o transmite primăriei. Noi nu putem afla aceste informații decât de la Direcția de Sănătate Publică și, mă repet, este a treia oară când vă spun, ieri am făcut acest demers înscris, așteptăm astăzi sau când va veni, sper cât de curând, această situație, o vom transmite în scris către și voi convoca pe colegii de la Poliția Locală, Poliția Municipală și reprezentanții de la Direcția de Asistență Socială Onești. Și deja măsurile sunt trasate, anume vom face un plan de verificări a tuturor persoanelor aflate în cele două situații, carantină și autoizolare la domiciliu. Alte întrebări dacă sunt. Cum se face aprovizionarea cu alimente a celor autoizolați la domiciliu? Atâta vreme cât ei nu pot ieși din locuință. E o întrebare pe care toată lumea o pune. Eu știu răspunsul, dar pentru cei care nu știu. Procedura în acest moment, nu avem o procedură foarte bine stabilită de către prefectură sau de către Direcția de Sănătate Publică în acest sens. Vă pot spune teoretic cum poate fi soluționată treaba, teoretic, dar practic nu avem o procedură scrisă. Într-o țară normală lucrurile merg nu după cum credem noi că este bine să facem, ci după proceduri, pentru că altfel riscăm să greșim. O procedură stabilită nu avem, transmisă de către prefectură sau Direcția de Sănătate Publică în acest moment. Și vă rog frumos, domnule secretar general, să facem astăzi și o adresă în această privință. Dar ni s-a comunicat și ni s-a transmis următoarea procedură. Un reprezentant de la Direcția Generală de Asistență Socială se deplasează la domiciliul persoanei care este autoizolată la domiciliu, ia banii, nu știu cum, de la persoana respectivă și lista, se duce, îi face cumpărăturile, lasă cumpărăturile la ușă și rest și bon și o ia la fugă tare, cred că, după. Se poate transmite prin bani. Sigur, deci, bine, responsabilitatea privind dotarea fiecărui angajat cu mască, mănuși, substanță de dezinfectare revine fiecare instituție în parte. La reprezentanții primăriei, la reprezentanții DGAS-ului, la reprezentanții poliției municipale și așa mai departe, la reprezentanții spitalului municipal. Acele persoane, clar, nu mă refer la cei care vor interacționa cu persoane care sunt autoizolate la domiciliu, nu trebuie ca angajații să fie expuși. Așadar, trebuie să-și ia toate măsurile de prevenție. Dar acestea sunt măsurile care ne-au fost transmise așa cum le împărtășesc și eu, verbal. Considerați că e nevoie, deși există un tel verde la nivel național, n-ar fi important și în zona noastră, sau cel puțin la nivelul județului sau Oneștiului, un telefon unic unde cei care sunt autoizolați sau în carantină să se adreseze? Există o astfel de procedură, există un astfel de telefon la nivel județean. Și noi, mă refer la Primăria Municipiului Onești, în ședința precedentă am trasat măsurile vis-a-vis de modul de lucru cu publicul a Primăriei Municipiului Onești. Avem și un număr de telefon unde se poate comunica pe eventuale probleme de administrație. Cu siguranță, lista sau completările referitoare la măsuri care vor veni în completare în ajutorul celor care se află la autoizolare la domiciliu vor veni. Trebuie să găsim soluții, să-i ajutăm și pe acest oameni și avem această responsabilitate. La această oră aveți echipament de protecție pentru angajații, să zicem, care intră în contact cu publicul, mă refer la mănuși, măști, dezinfectant, aceeași întrebare pentru direcții și pentru poliție. Fiecare instituție în parte... Fiecare instituție în parte s-a organizat și se organizează în acest sens. Și avem fiecare instituție în parte această responsabilitate. Maniera în care suntem organizați în acest moment
nu este una care să satisfacă toate cerințele impuse de către, să spun, condițiile igienico-sanitare, dar lucrăm la acest aspect, trebuie să fim cinstiți și să spunem lucrul acesta. Dar ne-am luat măsuri de a limita interacțiunea între angajați, și mă refer aici și la primărie și la evidența populației, știți, bibliotecă, cinema cu persoanele, încât să nici să nu expunem, nici să nu fim expuși și în scurt timp vor fi îndeplinite toate condițiile igienico-sanitare ca să putem să desfășurăm actul administrativ în condiții 100% de siguranță. Noi ne-am aprovizionat de acum 2 săptămâni și cu măști, inclusiv cabinetul medical școlar, căminul de bătrân, creșa municipală, avem un stoc. Nu știm pentru cât ne va ajunge în funcție de numărul de cazuri, de situații, de intervenții, conform celor stabilite astăzi, dar ne aprovizionăm în continuare. Important este să găsim stocul la furnizor. Cea mai mare problemă sunt stocurile. Mă scuzați, domnule. Stocurile la furnizor. Vedeți, astăzi, și am surprins, chiar dacă se va reface hotărârea, astăzi am surprins că obligația celor de la domeniul public și privat le va cădea în sarcină, conform dispoziției de astăzi și hotărârii de astăzi, să igienizeze spațiile de joacă, locurile publice aglomerate și așa mai departe. Problema va fi și urmează să fie soluționat într-un fel, vedem cum, a aprovizionării cu astfel de materiale. Lipsa stocurilor este de notorietate la nivel local, județean și național. Sperăm ca importatorii sau, eu știu, distribuitorii de materiale specifice să găsească soluții, pentru că degeaba vrem să facem dacă nu avem cu ce, știți cum este. Da, și la nivelul comunității și cele 18 posturi de la comune sunt asigurate materiale. Accesul în posturi este limitat și interacțiunea cu cetățenii e limitată conform dispozițiilor IGPR. Audiențele momentan sunt suspendate, dar toate echipajele care intervin pe cazurile unde există suspiciuni de coronavirus și respectiv de verificări, carantină și izolare sunt dotate cu noi, cu mănuși, dezinfectant la intrare și la ieșire în subunitate, iar în dinamică, solicitarea se face către IPJ și ne se asigură materiale pentru toți cei care trebuie. Da, suntem în aceeași situație că știți colegii de la poliție, au venit distribuite la militari care fac față la first class materiale de protecție. E efectiv de la subunitate, la fel am văzut protecția aceasta asigurată, accesul limitat, cu publicul interzis, doar cazuri de excepționale. Deci avem dotarea corespunzătoare și de igienă. Mă adresez acum tuturor locuitorilor municipiului Onești care își doresc ca în această perioadă să achite taxe și impozite. Există posibilitatea achitării acestora online prin intermediul portalului ghiseu.ro. Prea puțini au apelat, dar va fi cazul să ne obișnuim să lucrăm cu publicul mai mult în format electronic și aș ruga aici pe colegii mei și sunt prezenți, văd și pe domnul arhitect șef, obținerea de certificate de urbanism în mod online să se poată obține și tuturor documentelor, fie că sunt avize, fie că sunt acorduri de funcționare, că trebuie să ne mobilizăm astfel încât toate aceste documente să poată fi soluționate în format electronic. Dacă legea obligă la documente autentice în original și nu suntem pregătiți să autentificăm originalitatea documentelor, nu vom putea. Noi oricum ne propunem pe căile normale, prin registratură, să avem regim de continuitate pentru orice autorizație. Depunerea de sesizări online, urmărirea traseului lor. La fel, o să avem multe probleme în sensul acesta la evidența populației, pentru că sunt foarte multe solicitări de schimbare de documente, buletin, certificate de naștere și acolo trebuie tot la fel mult să ne axăm pe solicitări online. Încercăm să reducem cât mai mult interacțiunea directă între angajați și persoane
din afara instituției pentru nu a expune și a reduce substanțial riscul de contaminare. Dacă sunt alte întrebări, va fi un weekend în care noi sperăm că astăzi să primim de la DSP informațiile și va fi un weekend în care vom lucra și vom face o analiză asupra tuturor și verificări asupra tuturor. Dacă primim informații, încă o dată spun, de la DSP, a tuturor persoanelor care se află în fază de izolare la, autoizolare la domiciliu. Totodată, cred că nu ar fi rău și o să analizez posibilitatea de prelungire a datei de 31 martie, dată pentru bonificație pentru plata impozitelor anticipate. Vom face o analiză cu direcția financiară să prelungim această dată, cu o lună sau cât va fi necesar, pentru a veni tocmai în sprijinul locuitorilor municipiului Onești. Voi avea întâlniri în viitorul apropiat cu, mă refer la începutul săptămânii viitoare, cu reprezentanți de la asociațiile de proprietari, cu reprezentanții ai agenților economici din municipiul Onești, astfel încât să găsim soluții împreună pentru a informa, în primul rând, populația municipiului Onești de riscul pe care îl avem cu toți în, situațiile în care, vedeți și dumneavoastră, gradul acesta de mobilitate, de mișcare în municipiu este unul care nu este restricționat, dar sunt persoane, sunt aglomerări în zona de magazine, de supermarketuri și acolo riscul de contaminare crește. Și încă o dată facem apel la toți cei care, și încheie la toți cei care au informații că sunt persoane venite din zone contaminate și nu s-au autoizolat sau nu respectă condițiile impuse de lege în aceste situații, să informeze poliția municipală, poliția locală, direcția de asistență socială și direcția de sănătate publică. Dacă mai sunt întrebări, vă răspund cu drag. Dacă nu, vă urez o zi bună și spor la treabă. Vă mulțumesc. Și monitorizați-vă permanent.